astăzi, și anume că temperaturile vor scădea în zilele următoare cu până la 25 de grade. Despre ce este vorba, doamna director? O masă de aer rece va aborda și zona geografică a țării noastre. Răcirea va începe semnificativ de marți. Mâine vom mai conta pe temperaturi maxime la scara întregii țări între 16 până la 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în continuare în zona de sud, vest, centru a țării. De marți însă răcirea se va resimți, în special în partea de vest a țării, spunea domnul Mircea Badea, că mă va întreba despre Crișana, exact. Într-adevăr, deci dacă mâine în această parte a țării, în zona de vest, vom conta pe temperaturi între 20, 21, 22 de grade. Marți, mercurul în termometre va înregistra la nivelul maximelor cel mult 10-11 grade. Deci, iată, o scădere semnificativă cu mai mult de 10 grade, în special în zonele din vestul, nord-vestul, centrul țării. În continuare, marți vom mai avea temperaturi în jurul a 19, 20, 21 de grade, doar în partea de sud-vest a țării, adică în sudul Olteniei și în sudul Banatului. După care, miercuri, răcirea se va extinde în toată țara. Nu vom mai avea maxime care să depășească 11, 12, 13 grade în cea mai mare parte a țării, cel mult 6-13 grade. Iar la nivelul minimelor vorbim de temperaturi care joi dimineață și chiar vineri dimineață să atingă pragul de 0 grade, în special în Moldova, chiar minus 2 grade, iar în depresiunile din estul Transilvaniei spre minus 6, minus 8 grade. Deci o vreme deosebit de rece pentru ultima decadă a lunii octombrie, practic pentru ultimele două zile din luna octombrie, pentru că vorbim de ziua de 30 și 31 octombrie. Trebuie să vorbim și de precipitații în extindere în aproape toată țara de la mijlocul săptămânii și nu în ultimul rând vorbim și de precipitații predominant sub formă de ninsori, în special la altitudini mai mari de 1400 de metri. Pentru că acolo, am spus, mercurul în termometre va scădea sub pragul de îngheț chiar spre minus 6, minus 8, poate chiar minus 10 grade. Nu este o răcire de lungă durată, pentru că începând din 3-4 noiembrie, din nou mercurul în termometre va mai câștiga 2-3 grade, astfel încât să vorbim spre weekendul viitor și începutul săptămânii de valori în continuare în creștere, 17, chiar 18 da? Grade. Deci nu ne punem în cauciucurile de iarnă, mă rog. Dacă vă deplasați la mijlocul săptămânii spre zonele montane, cu siguranță trebuie să aveți cauciucuri de iarnă, da. Pentru că nu numai stratul de zăpadă va putea să influențeze și temperatura la sol. Și la București, mâine contăm pe 20-21 de grade, după care de la o zi la alta, temperaturi în scădere, nu vom mai avea maxime miercuri decât cel mult 10-11 grade, iar joi dimineață este posibil în zona preorășenească chiar 0 grade. Dar după aia se încălzește și în București la loc. Și în București, da. Deci sfârșitul ninge? De săptămână, nu. În zonele mai joase, la acest moment, așa cum arată modelele de prognoză, nu putem să anticipăm că avem și în zonele joase de câmpie zăpadă. Deocamdată, așa cum am spus, la altitudini mari, peste 1400-1500 de metri, predominant ninsori, trebuie să vorbim și de intensificări ale vântului aici și este posibil să avem și situații de viscol dacă, într-adevăr, intensificările vor fi în accentuare. Păi viscol e doar dacă ninge. Da, ninge la munte, am spus. La munte, da, la munte. Eu am rămasesem la... Nu, în Crișana, așa cum am spus, în Crișana vom avea 11 grade începând de marți. Deci mai rece față de astăzi sau mâine. Da. Dar până la urmă, iarna știm când vine? Calendaristii la 1 decembrie, dar trebuie să vorbim că săptămâna viitoare, așa cum am actualizat estimările pentru următoarele 4 săptămâni, aduce în special în jumătatea de nord a țării valori mai coborâte în medie pentru toată săptămâna față de ceea ce ar fi normal. Și o tendință spre excedent a cantităților de precipitații cu abaterile cele mai mari din perspectiva acestora, în special în regiunile din vestul, centru și nordul țării. Sunt foarte bune precipitații.
inundațiile, pentru că vorbim de o perioadă lungă de secetă. Pentru fermieri, perioada aceasta nu a fost foarte bună din perspectiva rezervei de apă din sol, iar aceste cantități de precipitații ne așteptăm să determine o ameliorare în ceea ce privește conținutul de apă în sol pentru stratul 0-20 cm. După care, următoarea săptămână, 4-11, din nou pentru cea mai mare parte a țării, o ușoară răcire și cantități de precipitații din nou cu o tendință spre excedent, de această dată însă în jumătatea sudică. Săptămâna 11-18 noiembrie și respectiv 18-24 noiembrie, din punct de vedere meteorologic, așa cum arată estimările la acest moment, par a fi două săptămâni cu temperaturi, un regim de temperaturi normal și cantități de asemenea apropiate de normele climatologice. Vorbim însă de o lună noiembrie care la nivelul României nu este o lună foarte bogată în precipitații. În medie ne încadrăm la 40-43,5 cantitate la nivelul României, comparativ cu o lună septembrie cu 55 sau respectiv octombrie 45. Deci este cea mai săracă lună a toamnei în precipitații. Dar așa cum am spus, această tendință spre excedent, mai ales pentru săptămâna viitoare și următoarea săptămână, putem să concluzionăm că va aduce o ameliorare în ceea ce privește rezerva de apă din sol. Ce este de remarcat? Această scădere cu mai mult de 10-15 grade, mai ales pentru miercuri, joi și vineri, și mai ales că această scădere de temperaturi vine după două luni de toamnă foarte călduroase, care mai degrabă au fost luni de vară, pentru că au adus multe zile cu temperaturi care s-au apropiat de 29, chiar 30 de grade. Practic vorbim de o lună octombrie care la acest moment este a doua lună cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor meteorologice după 53 de ani, din 1966. Dar, 53 de ani. Da. Alternanța acestor perioade pe parcursul întâlnirilor pe care le-am avut este o stare de fapt normală, pentru că într-adevăr circulațiile rapide pot aduce, iată, și aer polar dinspre latitudini nordice, care pot să determine pentru perioade scurte întrerupere ale perioadelor foarte călduroase și sigur că da, la nivelul temperaturilor resimțite, dacă vom avea și intensificări ale vântului, este posibil să resimțim această scădere de temperaturi cu mai mult de 10 grade, 15 grade. Domnul Badea, mai aveți alte curiozități cu privire la vreme? Nu. Sunt edificat. Deci, dacă ar fi încă o dată să concluzionăm, ce ar trebui din toate aceste informații să rețină oamenii? Deci de nu, mâine în regulă? Mâine este bine, însă de marți răcirea se va resimți în special în partea de vest. De la 20-21 de grade, maximele vor coborâ până la cel mult 11-12 grade, noaptea după fiind... care, noaptea fiind de asemenea cu valori foarte coborâte, avem minus 5 până la cel mult 5 grade. Miercuri răcirea se va extinde în toată țara. Vorbim de temperaturi maxime în toată țara, cel mult 6-13 grade. Joi dimineață, o dimineață foarte rece, este posibil ca să poată fi cea mai rece dimineață de la sfârșitul lunii octombrie, pentru că, așa cum am spus, în Moldova, 0 grade, minus 2 grade, iar în depresiunile din estul Transilvaniei spre minus 6, minus 8 grade. Și chiar și joi dimineață, ultima zi acestei luni, de asemenea o dimineață foarte rece, după care weekendul să aducă din nou temperaturi în creștere, dar nu foarte mult, de la o zi la alta cel mult 2, 3, 4 grade.